Strada Aron Cumnul a apărut pe hartă într-o fostă zonă agricolă a orașului, în urma întocmirii planului urbanistic zonal. Drumul este din pământ și are o lățime de 4 metri. În ultimii ani, aici au cumpărat loturi de teren mai mulți brașoveni care au încercat să obțină autorizații de construire ca să ridice mai multe imobile. Primăria le-a spus însă că strada nu este proiectată și amenajată corespunzător și nu le poate elibera. Ei ne cer nouă să facem studiu de fezabilitate. Nu o să putem să-l facem deoarece este foarte scump. Vrem să se facă de către primărie toată treaba aceasta și să ne dea drumul să construim. Oamenii spun că nu au știut de la început că nu vor putea construi case din cauza drumului. În Puzu, care s-a eliberat, era clar că există stradă și trebuie doar racordat la utilități. În momentul în care s-au cerut avizul de la circulație, a apărut problema că drumul nu are lățimea corespunzătoare. Proprietarii de teren spun că vor să cedeze părți din proprietățile lor pentru ca drumul să dispună de o lățime corespunzătoare, însă așteaptă ca primăria să amenajeze strada. Ceva provizoriu, așa, o cabană și nu mi-a dat voie. Vecinul, ca să obțină autorizația de construcție, a trebuit să cedeze la primărie 2,5 metri. Primăria Brașov spune că de 4 ani, cei care vor să construiască imobile în zone libere trebuie să se ocupe mai întâi de amenajarea drumurilor de acces, deoarece zonele cu terenurile cumpărate sunt private. În 2018, Consiliul Local a luat o decizie ca dezvoltatorii întâi să realizeze proiectul străzii, să îl aprobe și abia după aceea să poată să înceapă dezvoltarea. Primăria mai explică faptul că trasarea unei străzi într-un plan urbanistic zonal nu înseamnă că municipalitatea va și amenaja strada dacă terenul nu se află pe domeniul public. Reglementarea acelui teren care trebuie să devină drum, din 2018 se face înainte să începi să construiești. În cartierele noi ale Brașovului există și acum drumuri de pământ printre case și blocuri, deoarece constructorii de imobile care au deschis șantiere înainte de 2018 nu au fost obligați să amenajeze străzi de acces.